Spectacol total pe stadionul din Zăvoi, arenă care a găzduit amicalul dintre divizionara secundă CSM Râmnicu-Vâlcea în tricouri galbene și reprezentanta capitalei în cel de al treilea eșalon fotbalistic Juventus București, cei doi tehnicieni, Alexandru Pelici, respectiv Daniel Oprița, și-au îndemnat elevii să joace ofensiv, fapt ce a dus la un joc extrem de animat, în care s-au înscris numai puțin de 10 goluri, unul mai spectaculos decât celălalt. Seria reușitelor de generic a fost deschisă de oaspeți în minutul 18, atunci când Stoenac a trimis plasat de la colțul careului mare un șut care a făcut inutil efortul portarului Dozescu. În minutul 27, balonul a circulat pe traseul Denis Dumitrașcu, Bebe Vasile, Bogdan Geantă, Cosmin Piscanu, ultimul fiind și autorul golului egalizator. La numai un minut distanță, Bărbulescu trimite de la mare distanță o boltă care își atinge ținta și bucureștenii trec din nou în avantaj. 6 minute mai târziu, Bogdan Geantă speculează indecizia portarului de la Juventus, trimite plasat cu capul și restabilește egalitatea 2-2. În ultimul minut al primei părți, Rareș Cucui a faultat în propria suprafață de pedeapsă, a văzut cartonașul roșu, oaspeții s-au ales cu un penalti. Stoenac și-a trecut în cont dubla, iar pauza a găsit-o pe Juventus în avantaj minim 3-2. La 10 minute de la reluare, centralul Cătălin Buș acordă un nou penalti, de această dată gazdelor pentru un fault asupra lui Marius Staicu. Execuția loviturii de la 11 metri i-a aparținut lui Dragoș Firțulescu, autorul golului prin care vâlcenii au egalat pentru a treia oară. 3 minute mai târziu, Lucian Iordache a executat rapid o lovitură liberă până la Marius Staicu, autorul unui șut plasat la colțul lung și al golului care i-a adus pe vâlceni în avantaj pentru prima dată. Cu un sfert de oră înainte de final, Georgescu vine în viteză la o centrare de pe partea dreaptă, este primul la balon și înscrie din apropiere pentru 5-3. În minutul 83, Ștefan riscă o accidentare la acest șut violent expediat de la peste 25 de metri, execuție care și-a atins ținta și scorul a devenit 6-3. Cu 3 minute înainte de final, oaspeții au reușit să reducă din handicap, Costache fiind cel care a profitat de indecizia portarului vâlcean și a înscris golul care a stabilit rezultatul final, CSM Râmnicu-Vâlcea, Juventus București 6-4. Da, o echipă a lui Juventus foarte bună, cu un antrenor foarte bun pe care îl cunosc foarte bine și este un tehnician care știe să își motiveze jucătorii și iar din partea noastră cred că scopul a fost îndeplinit. Da, pentru noi a fost un meci bun de pregătire, după un antrenament greu, vreau să zic eu, și care am ieșit cu bine. Achiziție importantă în compartimentul ofensiv al vâlcenilor, atacantul Albert Voinea are gânduri mari la noua sa echipă, în timp ce juniorul Marian Ion face toate eforturile pentru a prinde lotul lui Alexandru Pelici. Cu gândul de a încerca să ajut la noul proiect în care se dorește și o clasare cât mai bună, datorită faptului că este o serie foarte grea în anul acesta, dar cu toate acestea, cu un grup unit și sprijinul tuturor oamenilor de pe lângă noi, sigur o să facem o figură frumoasă. Viitorii fotbalului din Vâlcea te știu ca golgheter. O să poți redeveni la forma de atunci? Nu vreau să vin acum cu niște promisiuni de genul acesta, însă promisiunea pe care pot să fac este că o să dau tot ce am eu mai bun pentru a ajuta echipa în primul rând și în al doilea rând pentru moralul meu așa ca oamenii să mă recunoască. Încerc din toate puterile mele să reușesc această performanță de a juca titular. Vreau un loc de titular în echipă, îmi doresc asta și sper să reușesc. Ce poate să facă Vâlcea într-o serie puternică cum e asta de vest? Eu cred că Vâlcea va ocupa un loc cât mai sus în clasament. În ciuda înfrângerii suferite, antrenorul bucureștenilor, Daniel Oprița, care a renunțat la postul de secund la Steaua pentru Juventus, se declară mulțumit de evoluția elevilor săi. Un antrenament bun, așa sunt mulțumit de prima parte, am făcut câteva greșeli, primele două goluri care le-am luat, dar în mare sunt mulțumit, am jucat cu o echipă de Liga 2, o echipă bună, per total. Nu sunt mulțumit de repriza a doua, pentru că am primit 4 goluri, dar au jucat mai mulți copii. Evident că obiectivul tehnicianului de la Juventus este promovarea în cel de al doilea eșalon. Da, eu asta îmi doresc. De-aia am și venit, am plecat de la Steaua ca să mă duc undeva unde să fie un proiect bun și
să mă bat sus, adică la promovare, nu pentru altceva. Următoarele jocuri ale vâlcenilor sunt programate la 5 și 8 august, în ceea ce se poate numi o dublă cu reprezentanta județului Alba în Liga a 3-a, metalurgistul Cugir.